Bună ziua, dragilor! Aceasta este o etalare generală în cafea. Avem trei variante. Varianta numărul 1 verde, varianta numărul 2 roșie și varianta numărul 3 albă. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă și anume varianta verde. Da? Bun. Pentru cei care ați ales varianta verde, pot spune că așteptați niște vești. Veștile vor veni la voi, sunt vești cu bucurie. Veștile este posibil să vină de la persoane cu inițiala F sau A, sau poate să aibă ambele inițiale în nume. Depinde acum de la caz la caz. În același timp ar mai putea fi un C și un R. E posibil ca veștile pe care voi le așteptați să le primiți în data de 8 sau peste 8 puncte. Așa cum deja știți, sau 7, văd că mai aveți și un 7, da? Poate să fie data de 7 sau de 8, sau o zi cu cifra 7, cifra 8, adică 7, 8, 17, 18, 27 sau 28, dar în același timp mai poate să fie peste 7 puncte, ceea ce înseamnă 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni. Cel mult 7 săptămâni. Dar indiferent ce vești veți așteptați, să știți că sunt vești cu bucurie care vin destul de repede în casa voastră, în viața voastră. Pentru unii, nu pentru toți, bineînțeles, pentru că este o etalare generală și nu personală, aceste vești care vin sunt, aș putea spune, este cheia tuturor rezolvărilor problemelor voastre. Aș putea spune că după ce primiți veștile pe care le așteptați, vi se schimbă viața, dar vi se schimbă în bine, deci nu aveți motive de îngrijorare. Aceste vești este posibil să le așteptați de undeva de foarte departe sau chiar voi să plecați la un drum pentru veștile respective sau să vină acele vești spre voi de la acest drum. În același timp este posibil după ce aflați veștile, poate că sunteți persoane care așteptați o anumită sumă mare de bani și după ce veți primi acei bani, poate plecați într-o călătorie. Sau poate că, nu știu, ați fost acasă în concediu, așteptați să vedeți dacă puteți pleca din nou la servici, primiți vestea că puteți pleca din nou și veți pleca. Acum, e clar, asta depinde de la persoană la persoană, nu pentru toată lumea este la fel. Alte persoane pot pleca într-o vacanță, alte persoane pot pleca spre locul de muncă, alte persoane pot pleca, nu știu, la părinți, la rude, la prieteni, în funcție de fiecare unde vă doriți să mergeți. Dar veți merge, veștile vor fi foarte bune. Ideea este că acolo unde veți merge, indiferent unde aveți de mers, probabil nu găsiți lucrurile așa cum le știți voi. Probabil întâlniți ceva care vă supără, dar la fel nu sunt supărări foarte mari. Sunt lucruri pe care voi le puteți rezolva destul de simplu și ușor. Pentru cei care vă gândiți, ați fost separați poate și acum de sărbători vă gândiți să faceți poate sărbătorile împreună de dragul copiilor, poate, nu știu, este ceva în legătură cu copiii aici sau să aveți, se poate întâmpla unii dintre voi sau unele dintre voi să aveți un nou partener, acel partener să aibă și el sau ea copii și oarecum să faceți sărbătorile împreună și la fel și copiii să fie împreună, să se cunoască mai bine, să se joace împreună și așa mai departe. Aici vă pot spune doar un pic de multă atenție
pentru că la un moment dat s-ar putea să intervină o anumită rivalitate între copii. Și de la acea rivalitate, e clar, sunt copii, încep să se certe, dar în același timp să uitați și voi că ați fost și voi copii când v-ați certa cu prietenii voștri și cam cum este această situație și să ajungeți să vă certați și voi cei mari. Da? De la această ceartă pentru copii e posibil să ajungeți la o separare cu acest partener pe care îl aveți în acest moment. Nu este o separare definitivă, dar e clar că, nu știu, poate nu vă convine vouă că îi spune la copiii voștri stai cu minte sau voi spuneți la copiii lui sau ceva de acest gen. Și de la o ceartă din asta între copii să ajungeți voi la separare. Deci aici unde sunt cazuri de acest gen este bine să stați un pic atenți și să nu interveniți dacă nu e cazul sau să nu faceți din țânțar armăsar. Da? Dacă îi spune copilului să stea cu minte sau ceva de acest gen, asta nu înseamnă că l-a certat sau l-a bătut sau mai știu eu ce a făcut. Oricum, dacă vă gândiți să trăiți împreună, e clar că sunt situații care intervin, indiferent că vă place sau nu. Mai aici mai aveți tot felul de vești peste 5 puncte. E posibil să așteptați vești și de la o persoană cu inițiala L sau G. Pentru unele persoane s-ar putea tocmai de la acea discuție cu copiii să vedeți adevărata fața celeilalte persoane și să realizați că de fapt nu este persoana pe care voi vă doriți, pentru că atunci când voi v-ați cunoscut cu persoana respectivă și i-ați continuat să vă vizitați, persoana respectivă a avut cu totul și cu totul o altă față, însă acum, așa cum v-am spus, din cauza unei mici certe între copii, să îi vedeți adevărata față. Și s-ar putea să rămâneți dezamăgit sau dezamăgit. Încercați să stați de vorbă cu cât mai multe persoane, doar că atenție la cine ce spuneți, pentru că nu toate persoanele vă vor binele, nu toate persoanele sunt pentru voi. Vă așteaptă un noroc, dar știți cum se spune? Acest noroc vi-l faceți cu mâna voastră, în sensul că dacă sunteți puțin mai discretă, acest noroc vine spre voi și îl puteți ține. Dar dacă spuneți la toată lumea despre ceea ce ocazia care vi se ivește, s-ar putea ca cineva să vă ia înainte și norocul să treacă pe lângă voi. Deci, atenție la cine ce povestiți. Încercați să vă țineți secretele pentru voi, încercați să vă țineți în această perioadă realizările pentru voi, pentru că sunt destul de multe persoane invidioase în jurul vostru. Aici n-ar fi exclus o parte dintre voi, bineînțeles o parte mică, nu toată lumea, să primiți inclusiv în dar, dacă nu acum poate de Moș Nicolae, dar poate că de Moș Crăciun să primiți un inel, o cerere în căsătorie, ceva de acest gen. Sau să clarificați lucrurile dintre voi și să vă dați seama că vreți o mai mare stabilitate, chiar dacă nu este o cerere în căsătorie. E posibil să cunoașteți un preot, un călugăr, pe care poate l-ați rugat să se roage pentru voi sau să mergeți la un preot, un călugăr, să vorbiți cu el, să spuneți ce probleme vă apasă, iar acel preot, călugăr, să vă dea niște sfaturi pe care voi trebuie să le urmați pentru a vedea, cum se spune, luminița de la capătul tunelului. Da? Deci dacă sunteți în situații mai negative, încercați să stați de vorbă cu un astfel de om, un preot sau călugăr, sau poate să fie și călugăriță, nu neapărat, da? Ideea este să stați de vorbă și să și ascultați sfaturile și să le și puneți în practică. Pentru că dacă toată lumea doar vă dă sfaturi și voi nu puneți nimic în practică sau nu știți să alegeți din sfaturile pe care le primiți, e cu
cumva totul cam contra voastră, nu pentru voi. Iar voi văd că aici, dacă veți ști să ascultați anumite sfaturi, lucrurile încep să fie din ce în ce mai bune. Aveți în același timp o femeie care are părul mai lung, e posibil să-l poarte în coc sau să fiți chiar voi. Această femeie are în fața sa pe cineva, o persoană care poate să fie părinte, poate să fie soră, poate să fie prieten, prietenă, poate că v-a dezamăgit. Iar acum încearcă să își ceară iertare, iar voi vă țineți destul de mari, ca să zic așa, nu prea vreți să mai aveți încredere în această persoană. Ei, este bine să, pentru că toți suntem în preajma sărbătorilor și în această ceașcă vă spune destul de clar, este bine să-i acordați acestei persoane încă o șansă, deoarece veți avea nevoie la un moment dat de ajutorul acestei persoane. Și dacă acum nu-i oferiți această iertare, ca să spun așa, mai târziu când veți avea voi nevoie de această persoană să vă întoarcă spatele, la fel cum îl întoarceți voi acum și cum vă țineți voi acum. De asta vă zic, dacă sunteți voi în situația în care trebuie să cereți iertare unei astfel de persoane, este bine să o faceți, pentru că, așa cum am spus, este nevoie, deoarece este bine, posibil să aveți nevoie de ajutorul acestei persoane și să nu vrea să vă ajute. Deci, cam asta este în acest caz. Cam atât am avut de spus pentru etalarea numărul 1 și voi trece la etalarea numărul 2, lumânarea roșie. Să vedem și aici. Pentru cei care ați ales ceașca cu numărul 2, văd că sunteți destul de agitați, întristați. Probabil aveți nopți nedormite. Ceva vă deranjează, nu știu, poate că vreți să faceți ceva și nu vă ajung banii, poate că aveți de rezolvat ceva și nu știți în acest moment cum să rezolvați aceste probleme pe care le aveți. Ideea este că, indiferent cu ce vă confruntați, este bine să nu mai stați atât de îngrijorați, pentru că lucrurile se vor rezolva. Că nu se vor rezolva acum, nu e niciun fel de problemă, se vor rezolva poate începând cu 1 ianuarie. De rezolvat se vor rezolva, dar nu acum. Da? Mai durează puțin. Dar asta înseamnă că voi nu trebuie să stați supărați, pentru că e posibil ca din cauza acestei supărări pe care o aveți să vă certați cu cei din jurul vostru și ei n-au nicio vină, pentru că voi nu vă puteți rezolva această problemă. Da? E bine să vă calmați și să luați lucrurile așa cum sunt, pentru că de rezolvat se va rezolva. Rezolvarea oricum o să vină și la voi de la un drum, de undeva de departe. E posibil să vină cu un avion, da? Deci e foarte departe de voi în acest moment această rezolvare. E posibil să vină peste 5 puncte, chiar dacă voi vreți să vină acum, nu vine chiar în acest moment, ci peste 5 puncte. Se poate întâmpla să vină peste 5 zile, deci, dar asta nu înseamnă că dacă voi stați triși, supărați și așa mai departe, că nu știți cum să rezolvați problemele, rezolvarea vine mai repede. Nu, din contră. De asta vă spun, încercați să vă detașați un pic de toată această situație. Sunt oameni care vor să vină spre voi, dar oarecum voi îi respingeți. Dacă, de exemplu, vine cineva la voi și zice, hai să bem o cafea împreună sau hai să mergem la cumpărături împreună sau voi tot timpul, n-am timp acum, nu pot acum, nu vreau acum, nu, sunteți într-o permanență, într-un permanent nu. Încercați să mai spuneți și da, pentru că veți vedea că vă mai și relaxați. Dar ca și o veste bună în această situație, va ieși destul de clar că în cazul vostru, dacă nu a venit Moș Nicolae, Moș Crăciun cu siguranță va veni. Ceea ce este foarte bine. Dacă nu, cel puțin aveți o persoană destul de în vârstă, cu barbă, exact, aș putea spune cum este și Moș Crăciun, care încearcă să vă bucure, încearcă să vă dea un sfat, încearcă să vă dea o idee, încearcă să vă dea o rezolvare, atât cât poate și cum poate, bineînțeles. Posibil să fie
cineva din familie, dar poate cu litera T sau V, dar vă dă rezolvare la ceea ce aveți voi nevoie. Ceea ce este foarte, foarte bine. Mai aveți o persoană cu litera R. Aici e posibil să existe, probabil că în această perioadă, e o perioadă în care trebuie să vă întâlniți cu un fost soț sau o fostă soție de dragul copilului. Lucrurile s-ar putea să nu meargă tocmai așa cum v-ați dori, dar atenție, de ce? Pentru că din această întâlnire, reîntâlnire sau cum vreți voi să spuneți, un copil va fi, sau copilul pe care îl aveți, indiferent că e fată sau băiat, va fi oarecum supărat. Nu știu, e ceva care nu-i place, e ceva care aude, nu știu, poate că vă aude certându-vă, poate că unul din voi spune un cuvânt care nu-i la locul lui, copilul aude și atunci începe să plângă, se supără și așa mai departe. Deci atenție un pic la copii acolo unde sunt astfel de cazuri. Dacă vreți chiar să vă certați cu cealaltă parte, certați-vă, dar undeva departe de copil să nu audă. Dacă puteți să oferiți acele momente pentru voi și pentru copil în condiții normale, bine, dacă nu, lăsați lucrurile așa cum sunt, pentru că, din câte văd, nu se supără doar copilul, ci se supără și femeia care este în această situație. Aici se mai poate întâmpla că vine soțul să ia copilul, iar doamna respectivă rămâne destul de supărată și întristată. Deci, de asta vă zic, sau de la acea ceartă să reacționați destul de urât și domnul să încerce să vă ia copilul. Deci, atenție unde sunt cazuri de acest gen, da? Mai aveți o inițială O. Atenție că e posibil ca soțul să vă promită o reîmpăcare sau să încerce o reîmpăcare, numai nu este o reîmpăcare serioasă, nu este o împăcare cu bune intenții. E posibil ca această împăcare să fie tocmai pentru a vă lua copilul și apoi să vă poată șantaja așa cum își dorește. Deci de asta vă zic, acolo unde sunt astfel de cazuri, un pic de atenție în această perioadă. Mai aveți un bărbat cu mustață, care s-ar putea și acest bărbat să vă facă câteva șicane, ca să zic așa, nu tocmai plăcute, dar, așa cum v-am spus, cu puțină atenție, cu puțină răbdare, veți trece peste toată această situație. Încercați ca, nu de dragul copilului sau din prea multă bunătate sau din milă sau cum vreți voi să spuneți, să lăsați lucrurile mai moale decât au fost înainte, pentru că tot dumneavoastră veți avea de suferit, doar că de data asta mai mult decât înainte. Da? Deci, dacă ați pornit pe un drum și ați divorțat și asta, mergeți înainte pe drumul respectiv, nu mai căutați împăcare, pentru că dacă nu a mers înainte relația, nici acum nu va merge, indiferent ce promite. Poate să promită că va duce luna de pe cer. Nu va fi așa niciodată. Deci cei care ați, sau cele care ați ales varianta numărul 2 și ați divorțat deja sau ați pornit pe un drum de divorț, indiferent că vin sărbătorile, indiferent ce gândiți, cum gândiți, nu mai apelați la o reîmpăcare, pentru că lucrurile nu vor merge bine. Deci nu se va schimba nimic. Bun, și am să trec și la varianta cu numărul 3, la lumânarea albă. Să vedem și aici ce putem afla. Văd că cei de la etalarea numărul 3 sunteți foarte, foarte supărați. Aici aș putea spune destul de clar că aveți în primul rând nevoie să faceți niște sfaturi de protecție. Pentru voi și pentru cei dragi vouă. Dacă vreți, vă uitați în playlistul de la acest canal de YouTube și vedeți că acolo găsiți tot felul de sfaturi de protecție și e bine să le faceți. Nu sunt greu de făcut, dar e bine să le faceți, pentru că aveți nevoie în această perioadă de toată această protecție. Probabil că aici sunteți persoane care
aveți nevoie de protecție divină, pentru că îi o persoană în jurul vostru care poartă ochelari, o persoană care posibil să fie cu litera M, dar nu neapărat, o persoană care e posibil să aibă părul coafat, vopsit, dar într-o parte să aibă un pic altă nuanță vopseaua pe care o și-a aplicat-o, da? Dar nu neapărat, v-am spus. Această persoană e destul de invidioasă pe voi, e destul de, nu știu, dacă sunteți persoane căsătorită, e ca și cum poate că ar vrea să vă ia soțul sau soția. E o persoană care cred că face tot felul de ritualuri în acest sens. De asta vă spun, e bine să vă faceți sfaturile de protecție, să spuneți o rugăciune seara înainte de culcare sau chiar dimineața când vă treziți sau chiar și peste zi când vă aduceți aminte. Pentru că această persoană nu vă vede cu ochii buni, dar chiar deloc. Și din acest motiv, voi să aveți impresia că nici cum nu reușiți să vă rezolvați problemele și că dacă scăpați dintr-o problemă, intervine alta și alta și alta și alta. Ei, ăsta este motivul pentru care intervin tot felul de situații și tot felul de probleme. Aici vă mai recomand bețele de Palo Santo. Încercați să aprindeți și să mergeți cu acele bețișoare prin toată casa sau chiar tămâie dacă aveți, e la fel de bine. Deci faceți ceva pentru protecția voastră și pentru protecția casei, pentru că lucrurile nu sunt tocmai așa cum vi le doriți. E posibil să fie apelat la vreo persoană, să-i cereți un sfat sau sunteți persoane care ați rămas pe drumuri, dar cu un copil în brațe și nu aveți unde să stați. Ați apelat probabil la cineva să vă cazeze și a refuzat. În același timp, aici mai vorbim și despre violență fizică. Deci de asta vă spun, în cazul vostru chiar nu este o situație plăcută chiar deloc. Încercați să luați măsurile necesare, oricât v-ar fi de greu, pentru că dacă nu, nu veți rezolva nimic. Efectiv, vă veți învârti într-un cerc și cam atât. Cred că vă gândiți deja să plecați din acea situație, dacă încă n-ați făcut-o. E clar, nu este un drum ușor, nu este un parcurs ușor pe care urmează să-l faceți, dar să știți că prin rugăciune și prin lucruri pozitive veți putea reuși și veți putea învinge și să depășiți toate aceste situații. Ceea ce văd este aici problemă mare, că este vorba legat de copil, de copii, care fiecare încearcă să tragă de copil sau de copii, nu că rămâne la mine, nu că rămâne la tine și așa mai departe. Doar că cealaltă parte se încăpățânează pe chestia asta doar pentru șantaj, nu pentru că neapărat își dorește și copilul sau copii, da, să-i crească. Deci un pic de atenție. Aici văd că există destul de mult șantaj. Există... Dacă încă mai sunteți căsătoriți cu persoana respectivă, e posibil ca tot timpul să vă zic că trebuie să asculți de mine, trebuie să faci ca mine, ce faci tu nu faci bine, nu gândești bine. Adică, oarecum, voi vă manipulează cam cum vrea. Și vă dă impresia că voi, nu știți, de exemplu, să faceți mâncare. În sensul că, posibil, astăzi să vă spună că ați pus prea multă sare, mâine să vă spună că n-ați pus suficientă, poi mâine că ați pus nu știu ce condiment și nu-i place și tot așa. Dar nu pentru că neapărat nu-i place, nu neapărat pentru că nu e bine, ci pur și simplu că această persoană își dorește să fie mai presus decât voi. Atenție că unele persoane, unele doamne rămâneți însărcinate în această perioadă și vă va fi și mai greu dacă veți alege să țineți copilul. De ce? Pentru că atunci acest bărbat vă va șantaja în continuare.
sau dacă sunteți bărbați și vizionați acest videoclip, este posibil ca femeia cu care sunteți să rămână însărcinată și după să vă șantajeze dacă vă vede un pic așa mai moale sau faptul că vă doriți un copil sau ceva de acest gen. Doar că de asta vă zic, la varianta numărul 3, puțin mai multă atenție în tot ceea ce veți face, pentru că aici sunt lucruri care se pot întâmpla, lucruri legale, n-ar fi exclus să ajungeți și la poliție, deci nu este o ceașcă tocmai drăguță. Deci aveți foarte, foarte mare grijă ce faceți, cei care ați ales varianta numărul 3. Lucrurile, v-am spus, se pot rezolva, dar depinde de voi, depinde de voi să faceți niște sfaturi de protecție, depinde de voi să faceți niște rugăciuni, depinde de voi să știți să puneți punct cu persoanele toxice din viața voastră. Altfel, nu veți rezolva această problemă așa ușor. E clar, depinde de, v-am spus, depinde de fiecare în parte, este o etalare generală, nu o etalare personală, nu se poate potrivi pentru toată lumea, dar acolo, la cei care se potrivește, indiferent că sunteți o singură persoană, indiferent că sunteți 10, indiferent că sunteți 100, și vă aflați în situația în care am spus, încercați să vă luați măsurile necesare, pentru că altfel se poate ajunge mai rău decât este acum. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!